Una dintre urmările incendiului izbucnit în urmă cu o săptămână la un depozit de uleiuri a fost și poluarea bălții cărămidă din Râmnic, fenomen care a apărut însă mult mai târziu de la stingerea flăcărilor. Dacă la începutul acestei săptămâni balta era plină de pescari, acum ea a devenit un adevărat focar de contaminare. Un angajat al Asociației Județene de Vânătoare și Pescuit Sportiv Vâlcea, însoțit de o echipă a televiziunii VTV, a constatat nenorocirea. Ne aflăm la balta cărămida, unde a avut loc o deversare de vopseluri sau ceva soluții de la fabrica care a luat foc și din cauza acestor soluții tot peștele este contaminat, se află deasupra din cauza că nu are oxigen și mult moare. S-au făcut sesizări de săptămâna trecută și ne-am făcut și către Garda de Mediu și către Apele Române, la direcția Vâlcea. Și au fost câțiva angajați de la Apele Române, am discutat cu dânsii și a zis că așteaptă analizele și să vadă ce măsuri se vor lua. Și peștele continuă să moară și ați văzut și dumneavoastră, se află în cantități foarte mari care stau cu capete deasupra în cauza că nu au oxigen. Tind să moară. Nici pescărușii nu se mai bagă și a fost și un pescar, zice că nu poate să pescuiască din cauza că e un fel de ulei. Încă nu se știe nimic ce substanță este și au fost săptămâna trecută. M-am întâlnit cu dânsii aici, au venit, s-au uitat și a zis că vor lua, să iasă analizele. Se fac, a luat probă de la apă, se vor face analize și așteptăm și ne-am așteptat, am venit-o mereu. Și tot timpul pești foarte mari care mor și avem ceartă și cu pescarii. Au voie să pescuiască, dar acum am venit cu organele poliției, s-a făcut un proces verbal și li s-a pus în vedere că nu suntem curând, dacă în caz se întâmplă să fie foarte atenți la pește, vadă să nu fie cumva contaminat. Mă numesc Costel Meca din partea JVPS-ului de la Paza Piscicolă. Contactat telefonic, directorul general al ABAOLT, Ștefan Prală, a explicat redactorilor noștri că inspectorii din sectorul gospodărire a apelor Vâlcea au fost la începutul săptămânii împreună cu angajații AJVPS și au luat probe de apă, dar situația era normală. În plus, pescarii chiar pescuiau în zonă fără ca peștele să sufere o modificare a stării de sănătate. Chiar și probele de apă au fost unele în parametrii normali. La sesizarea televiziunii VTV, inspectorii SGA s-au deplasat din nou vineri, 17 mai, pentru a reevalua situația. Vom reveni cu amănunte.